Coțofan Test. Scoate-ți o foaie de hârtie. Cu Sebastian Coțofană. Alexandra Stan la Coțofan Test. Bine ai venit, Alexandra. Știi ce presupune Coțofan Test? Am auzit că terorizezi oamenii cu cultură generală, oameni care sunt simpli cântăreți. Întrebări din viața și opera ta, dar dacă nu știi răspunsul, ți-l zic eu, cut la montaj și spui Constanța Power. Adică, tu ești cu pile aici. Așadar, prima întrebare. Faleză Power, Șaule. În piesa Vanilla Chocolat, Alexandra Stan cântă. Dacă ciocolata provine din arborele de cacao, din ce provine vanilia? Dintr-o plantă, nu? E o floare, nu? E o floare de vanilie. Da, mă, da, plantă tropicală. Unde știu că pe ciocolată sau pe prafuri din acelea puding, de exemplu, de budincă, dacă ți iei cu aromă de vanilie, e desenată floarea aia de vanilie. E foarte simplu. În piesa Get Back, Alexandra Stan cântă. Ce înseamnă acronimul ASAP? Hai, că asta e chiar simplu. E sună spas, bă. Da, boss. Dar cum Alexandra Stan cântă foarte mult și în franceză, deci cunoaște, ce înseamnă RSVP? Cum era, mă? RSVP. Gen să confirm, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dar nu știu, registre, s'il vous plaît, nu? Reveni, revient, s'il vous plaît, relealize, répondez, s'il vous plaît. Asta e, répondez, oui, oui, la la, oh la 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 la. Ouh la la, mais on s'est petit. Bon, c'est bon, c'est bon. Mai departe, mamă, deci dacă nu o să știi răspunsul ăsta. În piesa August Zilele, Alexandra Stan cântă. August Zilele când sunt cu tine, că sunt mare, că sunt dulci, noi suntem bine. Cum se numește luna august în tradiție în calendarul popular? August, luna aia în care stai tu la plajă. Dacă nu știi răspunsul la întrebarea asta, le voi spune cum ne-am întâlnit noi pe plajă asta vară. Le voi spune cum fugeai de mine pe acolo. Stai puțin. Deci trebuie să știi, trebuie să știi. Deci stai așa, iulie e cuptor. Da. Mă așteptam să zici cuptor direct. Nu, iulie e cuptor și august e ceva cu vin? Nu. Ce? Făur, nu e făurar, n-are cum să fie. Ceva urar, ceva cu ar, la sfârșit. Toate cred că sunt. Nu știu. Faleză Nord, rules, Constanța. Nu zice cum ne-am întâlnit. Nu? Sigur? Nu zice, dar poți să zici, adică gata. Nu zice, dar... Aia e, adică am pumnit și poți să spui tu răspunsul. Răspunsul era că Alexandra fugea de mine pe acolo, eu trebuia să mă uit în altă direcție. De ce? Avea un sutien din ala topless. Nu e adevărat, Doamne ferește. Mai departe. Cum se numește August? Da. Gustar. Vezi, știam că e cu ar. Dacă ar fi, este ultima întrebare, Bogdan, unde ești? Îmi pare rău. Dacă ar fi să ne hotărâm să avem un copil împreună. Da. Cum ai prefera să fie? Ce ai zis, mai zi, da? Cum ar chema-o dacă ar fi fata Aura? De ce? Pentru că este prietena mea din copilărie și colega mea și este cea... Da, e prima iubită a Elisevii. Tara! Deci eu am dat din casă că erai topless pe plajă și că nu știai cum să te ascunzi de mine. Face și ea topless și are sânii mult mai mari, deci... Are toplessul mare. Revenind la întrebare, ne-am turnat unul pe altul. Dacă ar fi să avem, să ne hotărâm într-o bună zi, asta e Bogdane, ce să facem, să avem un copil împreună, cum ai prefera să fie? Deștept ca mine și frumos ca tine sau frumos ca mine și deștept ca tine? Cred că este evident răspunsul la această întrebare, adică deșteaptă ca mine și frumos ca tine. Adică mă faci prost, nu? Nu, invers vreau să zic. Alexandra Stan a trecut testul, mulțumesc frumos, pupă, mă! M-a pupat, m-a mușcat de ureche și m-a pupat. Coțofan Test. Scoate-ți o foaie de hârtie. Cu Sebastian Coțofană.